Suntem la premiera filmului Warboy, unde tu ai rolul principal. Spune, cum a fost experiența asta? Pentru că ești la debut în film. Da, păi, să fiu sincer, a fost greu la început, fiind debutul meu. Dar noroc de echipă, care m-a ajutat foarte mult și mulțumesc foarte mult lui Marian Crișan, care m-a ajutat cu încurajările și vorbele bune pe care mi le-a dat și mai mulțumesc încă o dată. Dar da, după 2-3 săptămâni de filmare, chiar am intrat în rând și mi-a fost destul de ușor. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la această experiență, la această întâlnire cu cinematograful, ca să spun așa, cu filmul? Păi, plăcut, tot mi-a plăcut, adică am călărit în film, scălare, ceea ce-mi place, am mâncat în film, ceea ce-mi place și am avut parte de o echipă foarte haioasă și mișto și serioasă și da, chestii neplăcute n-am, una n-am avut, dacă aveam, spuneam. Mi-a plăcut foarte mult relația pe care o ai tu cu Kai. Cum comunici? Pentru că tu am înțeles că ai participat la multe concursuri, ești experimentat pe acest domeniu cu chestia cu cai din film. Acei doi cai blondi și virat. Eu îi cunosc de foarte mult timp, de la noi, de la bază, de la Himeiuș. Și a fost destul de ușor, că eu mai călăream, am mai fost pe ei călare, și în pădure, și în teren. N-a fost o problemă. Partea călăriei a fost foarte ușoară, adică cred că a fost cea mai ușoară. Actoria m-a pus un pic pe grătar, așa să zic, m-a copt un pic așa, dar după un timp, cum am zis, chiar a fost foarte mișto. Și ți-a plăcut această experiență, să înțeleg că vrei să continui cu alte filme? Păi, desigur, e o chestie foarte mișto, adică de ce n-aș vrea să continui în alte filme, adică e un lucru foarte mișto. Ce gen cinematografic îți plac? Îți plac comediile? Îți place drama? La asta încă nu m-am gândit, dar e o întrebare foarte bună. Păi, de exemplu, mi-ar plăcea foarte mult să joc într-un film de horror. E o idee care e foarte mișto. Și, de exemplu, mi-ar plăcea să joc un film, o să zic acum un exemplu, nu știu dacă ați văzut, un Castaway cu Tom Hanks. Genul ăla, să fiu singur, să fiu un fel dus cu capul la final, așa, ca actorul principal. Asta ar fi o idee mișto, să joc un rol. Oricum seamănă foarte mult și acest rol, pentru că majoritatea filmului... Da, eu cu cai. Exact. Da. Exact. Deci e pe tiparul tău, ca să înțeleg da, așa. Da, tot acolo ceva genul, dar m-a salvat cai. Spune-mi în final un mesaj pentru spectatorii care vor veni la film în acest weekend, ai? Păi, vă aștept în weekend, pe 17 noiembrie, să vizionați Warboy. Și cel mai probabil să fiu și eu acolo. Și da, vă aștept.